Bine v-a regăsit, stimați telespectatori, și mă bucur că nu absentați de la ora de sport. Sunt Vasile Avrămiuc și împreună cu invitatul meu, Dan Sălceanu, fost fotbalist la Pașcani, gloria fotbalului pășcănean la Politehnica Iași și mai mulți ani la Dinamo București, apoi selecționat în echipa olimpică și în alte eșaloane ale fotbalului românesc. Firește, ce voi discuta cu Dan Sălceanu decât despre măria sa fotbalul. Bun venit, Dan, la emisiunea noastră. Vă mulțumesc. Avem toată motivația să abordăm împreună fotbalul. Dacă țin cont din isprăvile militarilor și pandurilor, despre Cupa Piticilor Pășcăneni Dan Sălceanu și de startul ratat al Cosaromului în cea de-a treia ligă. Firește că nu vom uita și de evenimentul care va avea loc vineri, meciul România-Ungaria, un meci crucial pentru selecționata noastră, deci de-a dreptul principal, aici se va hotărâ dacă vom merge sau nu la campionatul mondial. Înainte de a ne raporta la succesul Stelii și Pandurilor, v-aș propune o scurtă dezbatere pe marginea unui material din Gazeta Sporturilor referitor la prima ligă, în general, dar în special la CS Botoșani. Iată ce spune scriitorul Tudor Octavian în publicația citată. Eu mărturisesc că nu sunt un fan Tudor Octavian, deoarece nu sunt de acord de multe ori cu pozițiile sale luate la televiziune și mai ales pentru faptul că se crede că le știe pe toate, de la privatizarea trenurilor de aterizare până la descărcările arheologice. Dar totuși să cităm din articolul său din Gazeta Sporturilor. Iată cu ce nume ajunge Botoșaniu după 6 etape din campionat abuzate din toate părțile, pe locul 1 cu 14 puncte și nicio înfrângere. Curiliac, Patache, Dinu, Ursu, Axinte, Codoban, Vajvari, Tincu, Fiulop, Kingă, Hadnaghi, Radu, Cârjan, Perianu, Taban și Plămadă. Am zis nume și nu jucători, deoarece cu două, trei exemple, dar și acelea de memoria mai modestă a competiției, n-aș fi știut la o citire cine sunt aceste persoane și cu ce se ocupă. Cu numele acestea, patronul echipei Valeriu Iftimi și antrenorul Cristian Popovici dau peste cap o tradiție care instituționaliza pe podiumul, uneori chiar din prima etapă, mereu același trio bucureștean, cu mereu aceleași tradiții și cu aceiași ratați de prim rang, ieșuați prin străinătăți, dar onorându-și notorietatea la intern cu tot felul de golănii de pagina întâi. Am încheiat citatul. Având în vedere că este vorba de o echipă din Moldova plecată la luptă din poziții de outsider, trebuie să ne bucuri zisele scriitorului. Când se referă însă la păcatele și golăniile trioului bucureștean, uitase probabil de performanțele Stelei și a băgat-o involuntar în aceeași oală. Destinsul scriitor face abstracții de prezent și de aceea și aluzii probabil la unele vremuri de mult apuse. Nici Steaua nu are nicio înfrângere în campionat, are două restanțe și pe care dacă le câștigă trece pe primul loc. De asemenea, Steaua s-a calificat în dauna Legii Varșovia în Liga Campionilor fără nicio, credem noi, că fără niciun fel de golănie, pe drepti a intrat acolo. Stimați telespectatori, spuneam în ediția trecută că pandurii nu s-au compromis chiar de tot, dar că au fost învinși cu 1-0. Deoarece ei nu jucaseră acasă, ci peste Carpați, la Cluj. Realitatea a dovedit că terenul propriu nu este întotdeauna una tu. Iată că gorjenii, mai departe de țară, au jucat excelent, probabil în dor de casă. Calificarea oarecum nesperată a militarilor și pandurilor readuce fotbalul românesc de club pe locul 14 în Europa. Deci, dacă din 4 combatanti, 2 au trecut testul și s-au calificat, înseamnă că s-a realizat un randament de 50%,
chiar dacă în meciurile tur am încasat 9 goluri și am reușit să marcăm doar de 2 ori. Ei, dar dacă în tur 4 combatanți românești au marcat doar 2 goluri și au primit 9, în retur, pe terenuri străine, trebuie să ținem cont, doar 2 echipe au marcat 4 goluri, primind doar 2. Tocmai pentru asta este fotbalul atât de imprevizibil, atât de iubit, atât de popular și atât de scump. După acest interviu să trecem, Dani, la comentarii. Ce zici, domnule, de Botoșani? Vreau să vă întreb, dacă nu vă supărați, să spun ce de domnul Octavian. Este cum e tot român, cărcotașă cu surgiu. Cum e o echipă care nu-i convine lui, dă în ea. Pici, dacă e Botoșani, înseamnă că nu e echipă? Da, confirmat oamenii, este primul loc, drept dovadă, și acum suntem răutăcioși. Că n-au un nume, și dacă aveau un nume și n-aveau o echipă și erau pe la mijlocul clasamentului, într-adevăr, Steaua este cu 2 jocuri mai puțin în urma lui Botoșani. Dar Botoșani, din nimic, din neplămadă, cum care din ăștia, care îi spune domnul Octavian, dacă avea și îl chema un nume frumos, pompos, înseamnă că era fotbalist? Asta nu înseamnă că dacă îl cheamă plămadă, nu e jucător bun. Ei au făcut o pregătire foarte bună, sunt o echipă închegată de atâta timp, care joacă împreună, au confirmat și în divizia B câștigând seria și, drept dovadă, au prins un culoar bun, dar mă tem acum, nu cumva, după întreruperea campionatului, să se întâmple ceva, că așa se întâmplă. Ori se pregătesc și joacă bine, ori s-ar putea să capoteze. Vreau să spun că etapa următoare, care este suspendată, etapa 7-a, da. Ei trebuiau să întâlnească în deplasare viitorul. Ei, acum luați acest start deosebit și poate, dacă nu se întrerupea campionatul... Erau în mână, Botoșani, dar întrerupând campionatul, îi scoate din mână. Că așa, nu poți să-i ții numai în priză, că nu sunt mașini să-i bagi în priză și să meargă. O să aibă probleme, cred, dar dă Dumnezeu să nu aibă probleme, pentru că este o echipă de-a noastră din Moldova. Și mai ales că este pentru prima dată pe prima scenă. Da, eu spun că o să facă față și... Chiar că dacă ne amintim... Cam când jucai pe fotbal prin Pașcani, Botoșani era mult în spatele nostru și... Îi băteam când vroiam la Pașcani. Când vroiam și pe ei și pe Vasoi, de fapt. Vasoi, da, așa este. Chestiunea este următoarea. Întrerupere este pe etapa a 7-a care va fi reprogramată și în etapa imediat următoare, joacă după întrerupere, joacă cu Steaua. Acela cred că va fi un meci hotărător și depinde de tonusul Stelei. Și de tonusul jucătorilor care au întrerupt și joacă la Națională de la Steaua. Că să nu vină accidentați, să nu vină blazați, să nu fie demoralizați dacă e un rezultat negativ. Sunt multe probleme. Ei, nu cred eu cu Botoșani să vă ruga la Dumnezeu să accidenteze. Sau să pierde Steaua, echipa Națională. Da. Oricum, ce spui cu viitorul? Poate Botoșani să mizeze pe 3 puncte în deplasare. În etapa, că dacă o reușesc acest lucru, să mențin încă în față. Dar vă puneți și că Hagi în criză de puncte, n-are decât 2 puncte, vă dați seama că nu poate să-și permită să piardă, părerea mea. Dar un meci nul, le dau șansă la un meci nul, sigur, în mod normal. Să urcăm de la Botoșani, punem mai în nord spre Londra, în Germania, prin Portugalia, în lumea bună a fotbalului și să privim un pic spre grupele în care au intrat echipele noastre. Întâi, ce părere ai de izbânda militarilor de a se califica în dauna Legii Varșovia, care nu este băi de aici de acolo și mai ales că plecase din stat cu acea remiză acasă? A avut un handicap, Steaua, că... Dar asta înseamnă concentrare, asta înseamnă că Reghe este un antrenor bun, a știut să-i ține în priză, că marile merite are și antrenorul cum îi ține în priză, că dacă îi lăsa de capul lor, vă dați seama că nu ieșea nimic, dar, domnule, toate echipele militare merg bine, pentru că acolo este disciplină. Când a greșit, ați văzut, nu l-a iertat pe nimeni, nici pe la Tailovici nu l-a iertat când a greșit. Deci, având acest statut, că e o echipă foarte, ținut în mână bine,
au jucat bine, au și echipă bunicică Steaua, de ce să nu recunoaștem, care eu cred că face față și mai departe. Mă bucur, fapt, eu, drept să spun, am fost mare stelist. Pe timpuri eram fanul Steagului Roșu Brașov. Țin și acum minte mulți jucători la acea echipă, care vreo 2 ani la rând a fost revelația campionatului. Și cu Steaua a fost stelist deosebit pe timpul când era casa centrală armatei, când juca la Iași. Mă duceam de la Roma să văd meciurile cu Steaua pe timpul lui Apolzan, Boni, Zavăda și ceilalți. De o vreme de când am văzut că, așa cum spune într-un loc Tudor Octavian, el știe el ce spune cu golănile, nu se referă de fapt, cred că la fotbaliști, ci la cei care conduc o parte din fotbalul bucureștean. S-au terminat. Sunt Maristelel. Mă bucur că, ești, că vorbești frumos despre Steaua, deși ești de unde l-am obișnuit. Convins și este motivat să fii. Da, deci eu cu toată lumea care mă întâlnesc, bă, ce a făcut Dinamo, nu știu ce, dar eu sunt foarte obiectiv. Steaua are rezultate mai mari, că nu a câștigat Cupa Campionilor, a jucat o finală, deci noi cu Dinamo n-am ajuns până acolo. Deci trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Dacă sunt mai bun, trebuie să recunoaștem în sport, fair play, părăria jos, să sunteți mai buni ca noi. Nu că vă fac din falsă modestie, dar așa este, domnule. Steaua are echipă bună, o să meargă și mai departe, asta e problema. Mulți spun că Steaua a crezut într-o grupă cumva convenabilă. Da. Să ținem cont totuși că Chelsea și alte 04 nu sunt de acolo și chiar nici elvețenii de la bază nu sunt chiar outsider. Pot produce surprize. Pereira nu-i dilepădat. Cam care e opinia ta în... Eu spun că primul loc nu se pune problema e Chelsea și locul 2 se va bate Steaua, Baselul și cu Schalke. Dar noi le-am mai făcut meci la Schalke, deci, dar Schalke acum ați văzut ce jucător bun și-a luat, a luat un jucător foarte bun și se întărește din mers. Dar oricum Steaua poate să joace, poate să facă, să ia, se bată acasă. Nu trebuie să bată pe Chelsea, trebuie să bată pe Schalke acasă, pe Basel, și pe echipa portugheză, Pereira. Nu, Pereira este la... E dincolo, da. În Europa League. În Europa League. Deci, în Champions League, asta e grupa E. Da, deci dacă bate 3 din astea acasă, se poate califica. Întotdeauna, locul 2. Parcursul în grupii, de multe ori este influențat și de debutul în grupii. Da. Cât de curând... pe 18 parcă, pe 18 septembrie, Steaua joacă în deplasare la Schalke 04, un meci destul de dificil, dar în care dacă ar face surpriză care făcută la Varșovia, ar fi un pas deosebit în grupă. Ești cetățean german. Da, am două. Cam ce părere? Am două. Te duci după la meci? Nu știu, nu cred că mă duc. Da, am dublu cetățenie. Sunt germană și român. Dar nu pot să țin cu nemții, că ei m-au recunoscut din neamți, eu sunt român. Dacă sunt neamț din Târgu Neamț, cine-i divin? Nu? Dar nu. Steaua, dacă bate la Schalke, poate să tragă și la primul loc, cum ești, nu cu Chelsea, ci CFR-ul nu i-a bătut pe Chelsea, care-i problema? Sunt treburi care se poate întâmpla, adică nu e ceva tabu. Deci poți să-i bate pe Schalke și mergi nu la Chelsea? Tocmai e că al doilea meci este cu Chelsea acasă, deci unul din meciurile foarte grele. Asta am spus și eu. Deci primele două meciuri sunt hotărătoare. Îți depor, da. Și le pot demobiliza. Bine, antrenorul este un băiat destul de perspicat și văd că știe să facă mutările atunci când trebuie. Inspirația de antrenor asta. Deși mulți când au plecat, când au intrat la Steaua, nu prea contau. Tot cei de pe margine, care le știu pe toate din tribunii, spunea că nu o să facă față la o echipă de rangul serii, de iată că o demonstrat că mult, a făcut mult mai mult ce a făcut alții cu pretenții deosebite. De asemenea, și finalul competiției acestei grupe se încheie tot cu meciurile, tot cu cele două echipe. Da, chiar la mijloc, meciurile 3 și 4 sunt amândouă cu Basel, tur și retur. Tur și retur, da. Pe cele două, dacă reușești Steaua să le încurce, chiar să le încurce. Un meci nul și meci nul e bun la ei acolo. Și îți bat acasă. Astea trei meciuri bat acasă. De două ori pe Basel, bate de două ori pe Basel și odată pe Stuttgart la București. Stuttgart se mai încurcă și ei.
Poate să facă, să-i bată Chelsea și... Asta e. Da. Ce face Chelsea? Unde se duce Chelsea, da, să nu bată la București? Atâta. Un meci nu cu Chelsea la București? Și în presa internațională specific că Chelsea nu este acum în forma ei care era odată. Da, da. Și se pare că șchioapătă. De fapt, a fost o surpriză a Stelii la Varșovia, dar când vorbim de pandurii la Braga, înseamnă că asta este de, într-adevăr, ce pot să spun de acest meci în care ei vin cu 2-0 în deplasare, neașteptat. După acel 1-0 la Cluj, mi se pare o calificare într-adevăr spectaculoasă. Nea Vasile, mai sunt și minuni. A bătut jos pălăria, ce să mai... Nu s-a așteptat nimeni. După meci nu la casă să te duci să... Sau ce-a putut? Nu, a luat bătaie la Cluj cu 1-0. Da, 1-0. Nu este omologat stadionul pentru competiții europene. Da, da, da. Și deci ai o echipă care merge în competiții europene și să n-ai bază materială, este ceva cu totul deosebit. Adică de aproape din neînțeles să pleci la zeci de kilometri să joci tot în deplasare. La criza asta nu poți să faci în stadion și echipă. Ori îți iei jucătorii, investești bani în jucători, ori... Întâi să-ți faci echipă și pe nu faci stadion. Dar nu vadă cât pădurii nu s-au așteptat la o asemenea casă. Nu, nu, nici nu s-au așteptat nici ei că se califică. Da. Calificare istorică. Au văzut că se poate și le-a mers. Am văzut la ei pe băiatul ăla Ciucur. Da, exact. Care înainte de a marca în prelungiri, a dat și o bară transversală. Golul marcat de el a hotărât, de fapt, soarta meciului. Și a șutat cam în același timp cum a șutat atunci când a șutat în bară. Mă mir că nu a pus ochii nimeni pe el deocamdată. După un meci o să vă confirmi și o să meargă mai sus, sigur, că dacă are valoare, când ai valoare, valoarea nu poate fi închestată să ții unul, că oricum explodează. Că e bun jucător, bun. Dovadă că avem talente și în echipele care nu sunt până acum pandurii, era o echipă de valoare medie, o echipă de pluton, ca de să zic așa. Da. Ei, și ei au o grupă destul de, mulți spun că ar fi acceptabil, însă destul de dificilă. Dnepropetrovsk i-a bătut pe Luce. L-a bătut pe el Luce cu 3-1. 3-1, da. Deci este în Ucraina este o performanță extraordinară să bat Shakhtyorul, în care este... De 8 ani câștigă tot. Cupă, campionat, cu supercupă la ei acolo, tot, câștigă tot. De asemenea, dacă vorbim, poate au noroc, că au și o echipă din Portugalia, care, ce părere de ceilalți, de care vreau spune din ori portugheze din grupă? Domnule, acum fotbalul s-a uniformizat. Paco Ferreira. Da, deci fotbalul s-a uniformizat. Înainte erau discrepanții mari într-o echipă și alta. Dar acum toate au ajuns aproape, nu chiar la același nivel, dar valorile sunt mai aproape decât erau. Înainte era mari diferențe de valoare între o echipă și alta. Antrenorul Fiorentini are acum un lot în valoare de 180 de milioane de euro. Ce părere de asemenea este în valoare? Fiorentina, care nu este chiar într-undea de top ierarhiei fotbalului italian. Acolo a jucat și Mutu. Mutu, da. Dar trebuie să amintim celor care sunt mai tineri că în 1973 Fiorentina a luat bătaie tot de la niște olteni, că și Gorjeni, tot olteni, la Craiova. A bătut 1-0, gol marcat de Oblemencu, care nu de pomană are acolo stadionul numit Oblemencu. Dacă ții minte ceva din acele momente, în 73 eram destul de tineri. Jucam la Dinamo atunci, eram la Dinamo, da, chiar ne băteam cu Craiova la campionat. Noi am luat campionatul în 73, în luptă cu Craiova. Da, Craiova, să știți că avea echipă bună, Tilihoi, Lung, Negrile, Tilihoi, știam pe de rost echipa Ștefănescu, la mijloc era Beldeanu cu Ivan, da. În față Țară Lungă, Zoli Crișan, Nelu Oblemencu. Aveau echipă bună de tot, de asta așa...
Bine, dar v-am spus, în fotbal se întâmplă câte o sincopă de asta. Cred că Fiorentina după aia a jucat bine, au avut rezultate bune, dar s-a împiedicat, ca orice echipă, s-a împiedicat într-un meci care ei erau dinainte câștigat. Spuneam de Dnepr, bătut cu 3-1, da. Și din lotul de 84 de milioane, face parte și un român venit, culmea, chiar de la Pandurii, Alexandru Vlad. Da. Suntem curioși dacă îl va introduce antrenorul în teren sau, și dacă el va face față unui meci de asemenea învergură. Da, e greu să joci contra echipe tale, că și eu am jucat când jucam la Faru sau la Constanța, contra lui Dinamo. Dar te mobilizezi mai mult. Să știți, eu de exemplu când am jucat la Galați cu Dinamo, i-am bătut 2-1 și am dat două goluri. Deci, pentru el ca sportiv, nu zic de restul echipei, da. Te simți altfel, că las că le arăt eu cine am, că m-au dat afară, pe nedrept. Bine, mi-am dus când eram bătrân, făcusem 30 de ani și la Dinamo la 30 ești bătrân și m-am dus la Galați. Dar el poate să facă un Vlad, e un jucător bun, de asta l-a și luat, că e un jucător bun. Ce mai, o să joace cu ambiție mare, mai bine să nu-l bage. De aia voiam să fac remarca că înainte jucătorul pleca când îl împingea. Acum pleacă atunci când are valoare și este căutat. Așa. Și o să ajunge și la echipa națională, să vezi din Marica, că e foarte căutat. Spuneam de Ferreira, echipă portugheză, echipă de valoare medie, pe care Pandurii poate conta, zic eu, ce părere. Da, da, dacă îi bate în două și la ei și acolo și mai ia trei puncte undeva, poate să vină sus. Pentru Pandurii ar fi într-adevăr o performanță mare. Deosebită, mai ales că ar fi pentru prima dată în asemenea competiție. Pentru noi, noi nesperat, trebuie să recunoaștem, că nu ne mai așteptam să califice mai ales două echipe. Ceea ce aduce puncte în bagajul nostru și vom avea participanti și în anul viitor, depinde dacă mai realizează ceva puncte în grupii, cele două echipe, ne săltăm un pic și vom fi mai în fața plutoanelor din Europa. Vineri ne întâlnim cu ungurii. Meci, într-adevăr, din răspântie. Și părerea ai de această întâlnire, care așteptăm să o câștigăm, dar vei face destul de dificilă. Rivalitatea dintre noi și ungurii de ani de zile, și pe plan politic, și fotbalistic, și peste tot. Deci, ungurii o să vină și motivați, o să vină, dar aș vrea să întâmple ce s-a întâmplat când a revenit Hagi la echipa națională și i-a bătut pe unguri la insistențele regretatului poet Adrian Păunescu, care l-a convins pe Hagi să vină și i-a bătut pe unguri. Așa cred că acum să se întâmple și același lucru, să fie un imbol, așa, să joace băieții, să joace ca și cum ar fi campionatul mondial finală. Eu bănuiesc că va fi o mobilizare deosebită și în tribune. Cred că tribunii vor fi arhipline. Păi s-au vândut, mai sunt 11.000 de bilete. Se vor mobiliza, cred că va fi un meci de răsunet. Până la cel meci trebuie să luăm o pauză publicitară, că așa e fotbal. Pauză. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Ce?
Mică, ai prins pufăza? Nu, e gata masa. Nu, încă, dă sânie când e gata. Cine era la telefon? Era Nică, dar a zis că nu vine și-mi lasă mie părția. Cosarom, savurează diferența. A început Litoralul pentru toți, un program de oferte speciale pentru stațiunile românești. Litoralul pentru toți înseamnă prețuri mici pentru sejururi la hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele. Vino la biroul de turism să alegi cea mai bună ofertă pentru familia ta. Biroul de turism, specialiști în concedii și bilete de avion. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Pătuți din lemn cu 3 nivele de înălțime, la numai 185 de lei. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău.
Lorimer, aproape de casă. Suntem din nou în direct, stimați telespectatori, și pentru cei mai tineri vom face o incursiune în istoria echipei noastre naționale, adică echipelor naționale de-a lungul vremii. S-au împlinit recent 91 de ani de la primul joc al României cu o altă țară. Pe 8 iunie 1922, Naționala României se deplasa la Belgrad, unde a învins Iugoslavia cu 2-1. Deci primul meci al României în palmares, 2-1 cu Iugoslavia. În 1930, la primul campionat mondial de fotbal din Uruguay, participă și România lângă alte trei combatante din Europa, printre care Franța, Belgia și Iugoslavia. Deci au permis doar 4 echipe din Europa să traverseze Atlanticul și să participe în America de Sud, la primul campionat de fotbal din Uruguay, unde învinge Peru cu 3-1, a marcat atunci Adalbert Deșu, Constantin Stanciu și Nicolae Covaci. A pierdut apoi întâlnirea cu gazdele, cu Uruguayul, cu scorul de 4-0, dar Uruguayul a devenit atunci. Deci România n-a luat bătaie de la oricine, ci de la prima campioană mondială. În 1934 se califică în dauna Iugoslaviei, deci a avut un baraj cu Iugoslavia, a eliminat Iugoslavia și la turneul final din Italia, România a fost învinsă și a fost eliminată de Cehoslovacia cu scorul de 2-1. Golul românilor a fost marcat de Dobai, care va deveni o legendă a fotbalului românesc. În cel de-al treilea campionat mondial, deci România a participat la 3 campionate mondiale consecutive, în primele 3 campionate mondiale. În 38 ne-am calificat din oficiu pentru că trebuia să avem un baraj cu egiptenii, dar africanii în ultimă instanță au renunțat. Turneul s-a desfășurat în Franța, a fost o chestiune de pomină, am avut meciul preliminar, pentru că atunci turneul mondial nu era pe grup, era eliminatoriu, primul meci cu Cuba, scor 3-3 și după prelungiri, și atunci nu se recurgea la golul de onoare sau la lovituri de la 11 metri, ci meciul se rejuca. În acel 3-3 au marcat pentru români Bindea, Baratski și din nou Dobai. Când meciul s-a rejucat, am luat bătaie de la Cuba cu 2-1 și am plecat acasă. Din 1938, de-abia după mai bine de 30 de ani, am obținut o nouă calificare în 1970 în vestitul campionat mondial din Mexic, unde am avut o comportare deosebită în grupii, deși am fost într-o grupă extraordinară, în groapa de foc de la Guadalajara, unde ne-am bătut cu Anglia, cu Brazilia și cu Cehia. Vă închipuiți în ce grupă puteam să am jucat. Și chiar în această grupă ne-am descurcat onorabil, de ce?
deoarece Anglia cu mare, cu mare greutate ne-a bătut cu 1-0. I-am învins atunci pe cehi cu 2-1 și la ultimul meci, când Brazilia era deja calificată, era prima din grupă, chiar dacă era învinsă, rămânea tot pe primul loc. Dovadă că brazilienii sunt niște oameni fair play, puteau să cedeze, să-i batem noi, ca să intram noi și nu mergea Anglia mai departe. Dar la 3-0, pentru Brazilia, s-au furiat ai noștri și le-au dat două goluri urgent. Cred că dacă mai țineam eu 5 minute, e egal din brazilieni. Atât de frumos s-au jucat în ultima parte românii de atunci și, dacă mai știți, s-au făcut atunci și statui, dintre care Dembrovski a fost onorat cu o statuie la stadion. După acest periplu, Dani, în istoria echipii naționale, să trecem la cea de astăzi. O să trebuie să comentez pe marginea lotului alcătuit de Pițurcă, care este următorul. Portar, Tătărușanu, Lobon, Slung, fundaș, Mățel, Luchim, Pop, Găman, Goian, Chiricheș, Raț, Grigori, Latovlevici. Am înțeles că ultimul timp și Tamaș. Mijlocaș, Bourceanu, Pintilii, Adripopa, Tănase, Hoban, Torji, Maxim. Atacanți, Marius Alexi, Bucur, Bogdan Stancu și Marica. Trebuie să remarcăm că Marica, deși încă nu are echipă în momentul, nu momentan, mai de mult timp, este totuși chemat de Pițurcă, care are încredere în el și s-a antrenat în ultimul timp cu multă seriozitate la Dinamo, la Câinii Tăi. Trebuie să remarcăm că se zvonea că pe Marica va pleca la Steaua, a refuzat Marica, pentru care a spus cel puțin 2-3 oferte de peste 2,5 milioane de euro pe an. Acum te las să comentez la privitorul pe marginea lotului și echipa alcătuită în ultimul timp, am înțeles că o știi, de Pițurcă. Păi, Pițurcă, spre deosebire că este un încăpățânat, de data asta văd că a chemat tot ce e mai bun. Deci, nu știu, am dubii asupra lui Mutu, că poate sau nu putea să fie chemat, dar e opțiunea lui, nu vreau să comentez cum de Mutu. Dar mai alți jucători mai buni ca ăștia nici n-avea în țară, chiar dacă vrea să ia pe alții. Deci are o linie de fund foarte bună, cu Tătărușanu o să fie în poartă, și gândesc și eu, poate așa face și el. Deci Tătărușanu o să fie în poartă, care nu mai trebuie discutat, o să joace cu Mățel, cu Chiricheș, cu Tamaș sau cu... Mare, într-adevăr, lotul este destul de, spun un lot zdravă, nu zic eu. Da. Și mai și la portar și lung este într-o formă lung, foarte da, bună. Da, o să aibă probleme cu cine face. Da. Depinde de opțiunea lui. La mijloc e celebra linie al lui Steaua, cu Bourceanu, Pintilii și Tănase. Și în față Marica, sigur. Și ca să revin la Marica, domnule, toată lumea zice că n-are echipă. Domnule, dar un vârf de atac, eu am jucat lângă Dumitrache, care a fost unul din cele mai mari vârfuri a României. Deci, Marica face, e puternic, face loc pentru linia a doua și acolo poate să bage Pițurcă un Gigel Bucur, care e abil, care manevrează bine pe spații mici, balonul, poate să-l bage pe Bogdan Stancu. Deci, ca să joci vârf de atac, trebuie să accepți bătaia, că acolo ești numai în bătaie, coate, împinsături. Vă dați seama că vârful dă gol, nu? Și toată lumea e cu ochii pe el. Dar Marica degeaba spune lumea că nu are echipă. N-are, domne, dar n-a uitat fotbalul de la o săptămână la alta. Și el s-a pregătit, băiatul este un profesionist desăvârșit, cum sunt nemții, deci el are școala nemților și el știe că trebuie să facă numai asta pentru fotbal. Deci să nu-l mai luăm că n-are echipă, că are... Da, asta e la noi, îți găsești. Și dacă Marica joacă bine și dă două goluri, ce o să spun lumea? Păi să nu mai aibă echipă, că joacă bine fără echipă. Mi-am amintit de Dumitrache și trebuia să precizez că în Mexic, când a jucat cu cehii, el a marcat golul victoriei. Dumitrache marcase Neagu și apoi a marcat Dumitrache. Da. Nu le putem cuprinde pe toate, într-adevăr, istoria fotbalului nostru este deosebită
și avem multe cărți scrise despre fotbal românesc, dacă ne luăm să citim cărțile lui Ioan Chirilă, să deosebite și chiar al lui Lucescu, Mirajul gazonului, avem de unde să... Măcar să avem nostalgia unor valori. Da, mi-aduc aminte de Dumitrache când a făcut pe Bobby Moore. Noi vorbă când a venit la Bobby Moore. Și noi când a venit la Culmea, zic, ce ai făcut? Ai făcut ăla și ce ai? Adică, bă, că-l duci la aia, ne întorci și pe o parte și pe alte, al durea spatele pe ăla, ce ai făcut? I-a dat cap în cap. Da. Și unde? Pe Emblei, nu oriunde. Stimați respectatori, după acest periplu prin elitele fotbalului autohton, dar și prin cel european, să trecem la meniul nostru modest de etapa a treia. Sâmbătă a demarat turul acestei ediții. A început cotonojeala și în cea de-a treia ligă și chiar din prima etapă a marcat, însă pe lângă. Fanii iremediabili de azi sau mai de mult erau siguri că ai noștri vor veni măcar cu un punct, că s-au deplasat, se pare, undeva la Pojorâta, nu la Steaua sau Dinamo, la Pandurii sau la UTA. Apoi dacă nici la sate nu scoți măcar o remiză, mai bine rămâi acasă și ca să fii bătut în lipsă. Nu-i nimic, vor spune unii. A fost o prima deplasare, tocmai în Bucovina și nu știau adversarii. Ca și cum bucovinenii tare ne-au mai cunoscut și ne-au studiat pe Google, de aceea ne-au bătut. În această conjunctură, cred că ar fi recomandat ca în cea de-a treia ligă, în acest campionat, să se înscrie din oficiu și recolta sodomeni ca să avem pișinibatii fără să ne deplasăm. Știu, această intervenție îi va supăra pe unii, dar recunoscând greșeala, nu te faci de râsul lumii, ci analizezi temenic ce mai ai de reparat ca să urci în erahie și în acest campionat. Când trag linia la urmă, fotbaliștii de la noi pretindem să se claseze, cert, măcar pe locul 2. Dani, ai fost la Pojorâta. Da, am fost. Aștept de la tine un comentariu autorizat de fotbalist de performanță, de om care cunoști fotbalul, un comentariu obiectiv, fără partipriuri, fără... Deci am fost la meci, am văzut meciul. Acum am fost și eu fotbaliști, nu vreau chiar să le luăm capul la fotbaliști că au pierdut un meci. Le mai dăm o circunstanță, au greșit, au pierdut, terenul mic, dar nu poți să-i învoci că e terenul mic, că amândouă echipe au jucat pe același teren. Dar am avut multe absențe, am avut pe Kiperlips, l-am avut pe Știrbei, am avut patru inși, am avut numai două rezerve pe bancă. Deci trebuie să ținem cont și de asta, să nu fim chiar copilul când îți aduce patru acasă, îi spui, băi, n-ai făcut bine, când îți aduce 10 îl pupi, dar dacă îți aduce patru, le iei două urechi și îi spui, băi, vezi, nu mai aduci patru. Așa și noi, să le mai dăm în răgaz, să mai se așeze în teren, să mai vine și Simionaș acum, care se vede că i-a pus în teren bine, cu Dan Condurache, că lucrarea e bună acolo, și eu spun că o să facă treabă, dar jocul în sine n-a mers, că nu se putea. Noi pasam, încercam să construim și ei o luau de la portarul lor, de trei ori au dat în aceeași fază, a degajat portarul lor, ca să vă spun cât de mic e terenul, a degajat până la noi portarul lor. Pe urmă a luat portarul nostru, Mișu, a dat-o la portarul lor, fără să o atingă nimeni. Deci a sărit toată în pământ și a ajuns în poarta elaltă. Ăștia aveau un vârf de atac care e mai înaltuț așa și mai o dădea cu capul stânga-dreapta. Am luat gol din 11 metri, care a fost sigur, dar am avut și noi câteva ocazii care am ratat, că așa el a fost, se ratează, că dacă am dat toate ratările ar fi 10-10. Dar nu trebuie să-i chiar certăm așa de tare pe băieți, că o să-și revină. Pamfletul meu nu are menirea să descurajeze. Nu, păi se vede că e binevenit. Niciodată nu am blamat fotbalul Pășcăneni, din potrivă țin la el, am fost la multe. Am însoțit, mi-amintesc, din 86, în meciul de pomină de la Brașov cu FC Olt. Care e chestiune? Trebuie să spunem lucrurile lor pe față, pentru că niciodată dacă vom scoate exact tot ce este adevărat, ne ascundem după dege și nu este bine, nu să ajute, după cireș. Nu ajută cu nimic dacă... Nu, dar trebuie să le spui, băi, aici ai greșit, aici ai făcut, nu s-a putut. Acum, dacă joacă pe un teren mare, le dă 5-6.
Interesant că am căutat pe toate, pe net, pe presă, nu am văzut rezultatele celorlalte partide. Din ce mi-a spus domnul Vasile Pleșca, vineri sau sâmbătă nu jucăm, când s-au dic cei de la Bacău... S-au retras. S-au retras. Deci, din start, deci cu 12 echipe, de aceea zic eu că și noi avem pretenții cam mari, pentru că, spune domnule, divizia C, nu de atât, și în divizia C, echipii cu pretenții nu fac față, nu că nu fac față la tăvăleală, la cotonogeală sau la joc, nu fac față cu finanțele. Financiar. Unii cred că ce, divizia 3-a, ce, domnule, deci, domnule, să pui numai salarul mediu pe economie pentru un fotbalist, să ții 25-20 ceva de oameni, să-i plătești, să-i dai supraefort, să-i dai masă. Utilitățile de la stadion. Utilitățile și avea baza materială acolo. Da, da. Trebuie întreținută, trebuie îngrijită. Și asta costă bani. Orice pas în fotbal costă bani. De aceea zic eu că este meritos gestul și activitatea este meritoasă a domnului Vasile Pleșca, care face cum poate și ține pe linia de plutire această echipă, care este, de fapt, până la urmă, o emblemă a orașului nostru. Avem și din Liga a patra rezultate, că să știți că acolo este bătălie. Iată, Pojorâta, de fapt, care ne-a bătut cu 1-0, anul trecut a intrat în divizia C, în dauna viitorului Târgu Frumos. Meciul de baraj a avut loc la Dorohoi. Îmi spunea băieții de la Târgu Frumos că ei au avut mare încredere, au mers acolo cu galerie serioasă. N-au putut și iată, și în divizia a patra există multă emulație. Rezultatele din, până acum, după trei etape, în divizia a patra, seria aceasta, era pe primul loc Rapid Dumești, la egalitate de puncte cu viitorul Târgu Frumos, dar cu un golaveraj mai bun, însă, la adevăr, cu 3 puncte mai puțin decât Târgu Frumos. Târgu Frumos avea plus 6 la adevăr și Dumești avea plus 3 la adevăr. Ei, surpriza s-a produs chiar acum, în ultima etapă, când chiar Rapid Dumești, acasă, pierde 2 puncte cu Siretul Lespis. Deci, rezultat Rapid Dumești, Siretul Lespis 2-2, Gloria Bălțați, CSM Pașcani 4-0. O să credeți până acum CSM Pașcani, acum este echipă de pe pinieră pentru echipa mare. Gloria Balș, Sejarul Sirești 0-1, viitorul Târgu Frumos, Unirea Mircești 9-0. Iată că acum Târgu Frumos, după ce că avea plus 6 la adevăr, întrece la veraj și a făcut rotunjit, serios gol la verajul. Viitorul Lungani, ASE Holboca 3-0, viitorul, iată că sunt numai viitor aici, viitorul, ce e aici? Viitorul Hârlău cu Helias Tomești 2-2, Foresta Ciurea Podgorea Cotnari 2-3. Dar am auzit discuții că după meci, când au vrut să facă confruntarea, un jucător de la oaspeți a dispărut, n-a venit la confruntare și s-ar putea să câștige cu 3-0 Foresta Ciurea. Și ultimul meci, Unirea Originoasă, Venus Butea 1-2. Deci Rapidul, care era pe locul 1, pierde Șefia și viitorul intră în față cu 2 puncte mai mult și cu un golaveraj deosebit, dar și cu plus 6 la adevăr față de plus 1 cât mai are acum Dumești. Ce părere aveți totuși de bătălie din această serie? Dacă... Dom'le, e un lucru bun că se ține campionatul, e foarte bun și aici în campionatul ăsta se pun spate în mari, primari, oamenii din sat, aici e ca la țară, cu, te duci cu fanfară, e frumos acolo, dar sunt totul fair play, totuși fair play-ul rasă de dorit. Ar trebui comisie de disciplină de la AJF-ul de la Iași să aibă grijă că am fost la un meci la Lespez, la Valea Sacă și tot așa, cu pumni, cu astea, ca pe timpuri. Nu mai merge, ar trebui să-i scoată din campionat. Îi fac o combinație între fotbal și box. Da, și box. Nu mai e cu boxul. Acum lumea vede la televizor atâtea meciuri, lumea e educată
în fotbal acum. Nu mai poți să spui că vorbește la după ureche. Stai bă, că am văzut și eu la televizor. Asta a fost faul, nu? Și arbitru nu dă și mai să fac. Dar e bun că se ține activitatea asta. E bine de tot. Uite, Dani, că se cam consumă timpul, da. Și noi nu vorbim chiar de ceea ce ești tu prezent aici, despre Cupa Dan Sălgeanu. Nu am fost în localitate, am avut un caz deosebit, am fost plecat, n-am putut să vin să văd la lucru piticii din această zonă, dar cred că ai fost acolo în mod categoric, am văzut niște cadre de la, chiar de la băieții de la Orizontul. Câteva chestiuni referitoare la această cupă. Este o noutate pentru Pașcani, un fost fotbalist să fie elogiat. Este un elogiu și o recunoștință a activității tale fotbalistice de atunci, chiar și de acum. Însă și faptul că ești aici este... Da, să mulțumesc conducerii clubului și cine a organizat, că s-a gândit la mine și a făcut această cupă. Sper să fie în continuare. A fost o ediție foarte reușită, s-au găsit talente multe. Sunt copii foarte buni de perspectivă, depinde numai dacă o să li placă să nu stea la calculator, că acum e nebunia cu calculatorul, și dacă au în sânge fotbalul, sigur o să reușească. A participat echipele CSM Pașcani, CSS Pașcani, CS Cosarom și CS Târgu Neamț. Deci au fost, s-a jucat fiecare cu fiecare și finala mică și finala mare. CS Târgu Neamț cu CSM Pașcani 0-2, CS Pașcani cu CS Cosarom 4-1, CS Târgu Neamț cu CS Cosarom 1-4 și finala CSM Pașcani cu CSM Pașcani cu CSS Pașcani 0-6. Antrenorii băieți ok, își fac treaba, depun multă pasiune, multă inimă. Chiar mă miram că ce se ofticau, ce se agitau pe margine, fă așa, drege așa. Bine, la modul frumos, că un profesor trebuie să fie pedagog, în primul rând. Există și este bine că dacă acești copii sunt puși în... sunt antrenați în competiții, crește în ei dorința de afirmare. Așa și, este. De asemenea, e o motivație socializarea și dorința de a se afirma în grup. Este interesant. Este. Copiii răspund la chemări și părinții, văd că sunt implicați, vin părinții, îi urmăresc. Deci să faci ceva ca lumea, nu e... Păi, e vorba ce ai spus adineori. Marele avantaj este acela că în loc să stea în fața calculatorului, merge să facă mișcare, merge să... Pentru ei și o distracție și, bineînțeles, și o satisfacție a orgoliului lor de copii. Da, pasiune mare, să luptau, să dea gol, să facă, să dreagă. Că... Nu așa se poate se pot duce înspre performanță. Am de spus și eu două cuvinte. Ecouri. Nu știu, lumea e invidioasă sau nu, dar m-am întâlnit cu Florin, ca să râsnic să spun cine, și mi-a spus, băi, nea Dani, dar ce ai murit, s-a făcut cupa? Vreau să-i spun că dacă muream, să se chema memorialul Viorel Sălceanu, care acest memorial a fost făcut pentru Viorel Simina, două ediții. A treia ediție nu s-a mai ținut pentru că soția lui domnul Simina n-a mai acceptat să facă. Și al doilea, nu trebuie cri care îi supărat tare că de ce s-a făcut această cupă cu copiii. Deci eu, că n-am fost antrenor la copii, Hagi înseamnă că trebuie să oprească cupa să nu mai facă, că nici el n-a antrenat copii și juniori și este cupa Hagi. Așa că să mai citească băieți. Eu zic că decât să comentăm ce spun cei de pe margini, ar fi bine să comentăm ce spun cei care au făcut, care au organizat această cupă, pe ei se scoate în evidență. Asta și pe ăștia, da. Și de asta zic eu, cei care sprijină trebuie scos în evidență, trebuie elogiați chiar inițiativele. Sponsorii, sigur, și sponsorii care au, că doar s-au cheltuit bani. Chiar dacă îi știi, și normal că îi știi cine a organizat, cine a contribuit, cine a fost motorul acestei... Marian Ivan a făcut tot campionatul, el s-a ocupat de sponsorizare, s-a dus și a luat sponsorizări, nu știu de unde, dar el și clubul CFR Pașcani, în primul rând. Că eu am jucat la CFR Pașcani și el a fost implicat cel mai mult în clubul. Cu Bogdan Mandri, cu Vasile Pleșca, bine, Vasile totul, da. Pleșca, dar să știi. Deci, mulțumesc la toți, sper să o facă și la anul și în continuare. Ceea ce este de...
de bun augur este că, iată, imediat după o săptămână, vineri și sâmbătă, am văzut dat publicității, că la baza sportivă a lui Bogdan Pantazi, acolo la acel cadru deosebit, da, se va desfășura din nou o cupă deosebită cu jucători amatori care vor să... Cine vor să înființeze o echipă de 5 jucători plus un portar. Și de acolo sar talente. Se poate înscrie și nu e vorba numai de tineri și de copii, este vorba o echipă de 5, nu contează. Cel mai mic poți să aibă mișcare, 15 ani mișcare. Și cel mai mare poți să aibă 50. Nu contează, echipe să fie de 5, 5 plus portar, se înscriu o taxă, spune o modică, de 60 de lei de echipă, din care am înțeles se vor cumpăra premii pentru primele 3 combatante. Este o chestiune care contribuie la emulația oamenilor și la antrenorilor în sport, că sportul e izvor de sănătate, știm cu toți. Cum a spus Pierre de Coubertin, totul e să participi. Pierzi, câștigi, insiști, totul e să participi. Nu încheiem, stimați telespectatori, până nu spunem și anecdota seriei. Și că s-au întâlnit trei mari finanțatori de cluburi, Porumboiu, Becali și Gică Tărâță de la Recolta Scobălțeni. Și se întrebau ei, domnule, cum plătiți voi oamenii? Cam cât câștig un jucător, nu știu. Ăsta Becali, domnule, la mine cel puțin 35.000 de euro pe lună. Poți să cheltui el 5.000 cu mâncare, cu ce trebuie, dai 20 de mâncare și degeaba. Îi rămân 30.000, nu mă interesează ce faci cu el. Vorbă, domnule, la mine nu chiar 35, oricum 15.000 de euro le dau la fiecare. Treaba lui, cheltuie 3.000, nu mă interesează ce face cu restul. Zică Tărâțul ăsta de la Recol, zice că, domnule, eu la mei, la fiecare, dau 200 de euro, lui ar trebui cam 2000, nu mă interesează de unde ia. Bravo. O seară bună, stimați telespectatori, ne întâlnim marțea viitoare la aceeași oră. O seară bună.